Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi îl vom cunoaște pe Daniel Tămaș, directorul de GASPC Cluj. Bine v-am găsit, domnule Tămaș! Să rămână și mulțumesc de invitație! Mulțumim că ați acceptat să vă vadă clujenii într-o altfel de ipostază. Mulțumim că ne-ați primit în biroul dumneavoastră și pentru început, spuneți-ne, dincolo de funcția pe care o aveți la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cine este Daniel Tămaș? Da, este o întrebare la care până la 42 de ani tot căutăm răspunsuri. Un om extrem de simplu, cu o viață extrem de ordonată, un părinte iubitor de copii, sunt tată la doi băieți, un om care își petrece foarte mult timp în acest loc. Am, cred că 20 de ani de când muncesc în această instituție, îmi împart timpul între mișcare, multă mișcare, parte sportivă, creșterea câinilor și ce mai dă Domnul. Pentru că toate lucrurile încep până la urmă în copilărie. Cum a fost copilul Daniel Tămaș? Unde ați copilărit? Da, eu provin dintr-o familie normală, aș spune. O familie din Bistrița. Părinții mei au lucrat în cadrul unei unități militare. De aici și disciplina pe care eu tot timpul am promovat-o. Sunt un om extrem de bine organizat. Asta e un lucru pe care îl cunosc despre mine. Am avut o copilărie extrem de fericită, cu lucruri extrem de simple. Vacanțele la bunici, pe celelalte timpuri, pentru că atunci a fost marea parte din copilărie, se mergea o dată pe an la mare cu familia, împreună cu sora mea. Deci chiar am avut o copilărie foarte fericită. La casă sau la bloc? Nu, erau extrem de rare familiile care locuiau la casă în Bistrița în acele vremuri. Locuiam la un bloc unde erau foarte mulți copii în zona blocului. Aveam un teren mare de sport lângă bloc, un teren de fotbal și toată copilăria ne-am petrecut-o bătând mingea, sărind gardul pe acel teren și bătând mingea de dimineață până seara. Bine, și școala de zi cu zi până în clasa 12-a, până a trebuit să părăsim orașul, să venim la Cluj-Napoca. Cu ce ocazie v-ați mutat? Da, în general era o tendință a celor care veneam din orașele mici, Bistrița, Baia Mare, Zalău. Toți vroiam să ajungem la Cluj pentru a face facultate, ca să ne găsim, cum se zice, rostul în viață. Am avut șansa, deși n-a fost un elev dintre cei mai străluciți, am avut șansa să intru chiar la 18 ani la facultate. În primul an, atunci, puțină lume intra la facultate în anii 90 din Bistrița sau care intrau teoretic sau se presupunea că învață. Am avut foarte mult noroc. Toată viața mea a fost bazată pe o doză atât de mare de noroc și aș vrea să cred că și până la sfârșit voi fi însoțit de noroc. Am intrat la facultate, după care, sigur, după 4 ani de școală intensă și cred că multă... Asistență socială, da? Da, Facultatea de Istorie și Filozofie, specializare asistență socială, exact ceea ce fac astăzi. Era o secție nouă înființată, era o pionierat pe această plajă, dar sunt lucruri pe care le-am învățat în facultate, dar foarte multe lucruri care s-au aprofundat după ce am început să muncesc. Am avut șansa, în 1998, la terminarea facultății, să lucrez în această instituție și, uitați, să împlinesc astăzi 20 de ani pe care i-am petrecut chiar în această curte și în această instituție. Sigur, asta în plan profesional. În plan personal am avut șansa să întâlnesc, ca și orice tânăr la 22 de ani, o frumoasă clujeancă și era un mit în anii respectivi să găsești o fată din Mănăștur. Și am zis, e combinația perfectă Bistrița cu Mănăștur. Suntem și eu și, din păcate, după 10 ani de căsnicie, lucrurile n-au mers cum au trebuit. Am divorțat, însă preocuparea principală și a mea și a soției au fost cei doi copii.
Am doi copii care, încă o dată, spun că am fost cu mult noroc înzestrat. Sunt născuți în aceea zi, la o diferență de 5 ani și tot timpul ne bucurăm. Și locuiesc în preajma lor, suntem vecini, eu și mama copiilor. Și cum îi cheamă pe copiii dumneavoastră? Știți, noi de la Bistrița, care e o zonă istorică, ca și Maramureșul, ca și Clujul, am zis că trebuie să păstrăm această doză de românism. Pe cel mare îl cheamă Bogdan Horea, iar pe cel mic Matei Iancu. Am fost un pasionat al istoriei românilor și ăsta este și lucru pentru care am ales să poarte aceste nume cei doi băieții ai mei. Ce activități faceți cu copiii dumneavoastră, așa ca între tată și fii? Aș vrea să vă spun că lucrurile s-au complicat puțin odată cu creșterea lor și cu trecerea anilor. Ai impresia în momentul în care lucrezi în domeniul acesta al protecției copilului că le știi pe toate, doar prin prisma activității de zi cu zi. Am constatat cu surprindere că lucrurile nu stau așa. Am întâmpinat extrem de multe greutăți în ceea ce înseamnă înțelegerea băieților, în principal a celui mare. Sunt lucruri pe care trebuie să nu le mai faci, să nu le mai aplici în educația lor. Vreau să vă spun că atunci când eram eu mic, exista un anumit tip de disciplină. Chiar dacă sunt considerat și acum un rebel pentru simplu fapt că, știți, nu ne lăsăm, facem, am fost de multe ori foarte mare disciplină. Da, să știți că erau vremuri în care părintele te urechea, te disciplina cu câte o curelușă. La școală nu exista ceea ce, din păcate, acum există. Părintele se pune la îndoială ceea ce profesorul spune și erau niște dascăli și niște profesori mult, diferiți de ceea ce avem acum. Nu îndrăzneau părinții să pună la îndoială, din contră. Credeau tot ceea ce spune profesorul și din frica aceasta să nu te mai chefelească odată părintele, preferai să stai să încasezi la școală ce încasezi și când ajungi acasă lucrurile erau terminate. Deci am avut o parte de o educație ca zonă, cum ar spune, militarească, pentru că am spus, amândoi părinții lucrau în armată, dar acum, din păcate, lucruri care nu mai sunt de actualitate. Deci părinții dumneavoastră aplicau corecția fizică, astăzi credeți că nu se mai poate aplica, nu se mai poate folosi, e considerată chiar un abuz? Corect. Din păcate, vremurile sunt într-o așa, de evidentă schimbare, încât e greu să crezi că anumite practici n-au fost nici atunci forme de abuz. Până la urmă sunt multe povești, că te trăgea de urechi sau îți mai dădea o palmă la fund. Acum și copiii s-au schimbat foarte mult. Au o personalitate mult mai puternică, îi văd ca și metodă, de lucru cu ei, atât timp cât mergi pe încurajare pozitivă, să le dai încredere pentru fiecare lucru pe care îl fac, ai rezultate mult mai bune decât dacă aplici principiul forței, să impui, nu mai merg. Și o văd și am văzut în ceea ce privește copiii mei. Și unde credeți că se termină educația, la modul general, din experiența dumneavoastră, și unde începe violența sau abuzul? De la o palmă? Avem în general, în societatea noastră, eu cred că sunt câteva lucruri înțelese greșit. Sigur, discutăm de drepturile unui copil, dar până la urmă și noi, ca părinți, familia, avem un rol extraordinar în ceea ce privește educația lor, școala, la fel. Deși unii părinți cred că școala ar trebui să acopere marele deficit și carențele de educație. Nu, e vorba de un conglomerat de mai mulți factori care trebuie să contribuie. Și bunicii. Aduceți-vă aminte, acum 30-40 de ani, ce rol jucau bunicii în educația copiilor. Acum, săracii, de multe ori bunicii ba nu pot participa la creșterea copiilor, ba sunt plecați în alte zone și nu pot ajunge. E greu. Uitați-vă ce dinamică are piața muncii. Părinții lucrează până undeva la orele 5-6 după masa. În celelalte vremuri, undeva la 3-3 jumate, 4 se termina, după care din cauza lipsei stresului pentru ziua de mâine, pentru bani, pe vremuri, părinții se puteau ocupa de copii. Acum, din păcate, nu mai pot. Sunt foarte mulți părinți care își petrec atât de puțin timp cu copiii și, au pretenția la sfârșitul unei săptămâni să creadă că au rezolvat marea problemă a copiilor, joacă sâmbătă, duminica, undeva lăsându-i în polus,
în iuliu sau la nu știu ce loc de joacă. Dumneavoastră ați avut perioade când v-ați gândit că poate ați sacrificat timpul petrecut cu băieții dumneavoastră în defavoarea serviciului? Nu. Asta e unul dintre marile regrete, că în ultimii ani și din cauza funcției am petrecut mai puțin timp cu ei. Dar să, cum să zic, stau liniștit pentru că îl voi recupera timpul ăsta pierdut. Se mai poate recupera? Da, cu certitudine. Cu certitudine. Cea mai mare problemă a mea rămâne faptul că ei crescând nu mai cred că părinții sunt cel mai important aliat al lor și contează foarte mult prietenii, anturajul, fetele. Acum sunt la perioada, de exemplu, cel mare e la perioada la care descoperă lumea, vede ce înseamnă o fată, un banchet, așa. Cel mic încă mai are bucuria jocului, mai trage cu arcul cu săgeți, mai joacă cu câinii, mai culege în frăguțe, lucruri schimbate. Dar, din păcate, timpul trece foarte repede. Și atât de puțin timp petrecem cu copiii, da, până la urmă, același lucru ni se întâmplă tuturor. Și noi, la rândul nostru, am fost pentru părinții noștri o chestiune așa de neimaginat față de educația pe care o primiseră și ei la rândul lor. Ei, lucrurile sunt foarte mult schimbate. Dumneavoastră aveți și ca obiect de activitate copii până la urmă. Și copii și bătrâni. Și copii și vârstnicii. Da. Cum ați descrie ceea ce faceți? Ce împliniri vă aduce profesia? Știți cum ar putea fi catalogată meseria noastră? E o, deși la prima vedere pare ceva extrem de simplu, dar vă rog să mă credeți că în această meserie, în care, ca și profesionist, trebuie să lucrez cu deziluziile, cu necazurile, cu boala, cu bătrânețea, chiar și cu micile bucurii pe care oamenii le au, nu e un lucru extrem de ușor. Te încarci de multe ori cu problemele celor care vin aici și toată lumea apelează sau vine la noi în instituție în speranța de a primi un ajutor, indiferent de ce, sub ce formă. Chiar dacă este un cuvânt bun, chiar dacă este un beneficiu, să zic, de exemplu, material, pentru că noi și cu asta ne ocupăm. Dar să știți că toți oamenii vin la noi cu încredere și speranță, că îi ajutăm. Și sunt 1300 de oameni care lucrează în această instituție și pentru care să știți că extrem de important este ca fiecare beneficiar, fiecare copil dintr-un centru, fiecare bătrân dintr-un centru să fie foarte bine îngrijit. Și dumneavoastră, ca să spunem așa, pentru care dintre cele două categorii aveți o, nu știu dacă pot să-i zic, afinitate sau cu care rezonați mai bine? Nu, să știți că, în general, vorbești despre tine ca un om fericit și împlinit atunci când undeva în mijlocul vieții ai și copiii deoparte și trăiesc și cei doi părinți. Să știți că, deși lumea nu conștientizează, ești un om cu adevărat fericit și împlinit atunci când și copiii sunt sănătoși, și părinții încă trăiesc și problema sănătății e rezolvată pe ambele sau pe toate planurile. Lumea crede că, uitați-vă, în momentul în care unul dintre părinți dispare, sigur, natural, firesc, până la urmă trebuie să acceptăm și aceste lucruri. Nu mai poți vorbi despre tine ca un om fericit pe deplin. Și de din punctul meu de vedere, în momentul de față, sunt unul dintre cei mai fericiți oameni, pentru simplu fapt că am doi copii sănătoși și doi părinți care la fel sunt sănătoși. Cât de des îi vizitați? Cât de des mergeți la biserică? Chiar foarte des. Am avut o perioadă chiar după divorț sau în perioada căsniciei erau mult mai rare vizitele. Ei, după divorț, constați că singurul sau cel mai important sprijin, pe lângă, sigur, prietenii care de zi cu zi, cel mai important sprijin rămâne familia, părinții. Sunt singurii care te sprijină necondiționat. Și n-am crezut acest lucru, sau nu credeam acest lucru în anii trecuți, până nu am văzut ce înseamnă să fii părinte. Și modul în care, indiferent ce face copilul tău, tu îl sprijini necondiționat. Da, mă duc săptămânal, la două săptămâni, la trei săptămâni, vin părinții mei care sunt extrem de activi. Unde locuiesc, vin, fac grădină de zarzavaturi, îmi curăță pomii, n-am așa mult timp. Deci chiar sunt niște oameni extrem de utili pe lângă casă. Stau cu copiii, să duc, deci chiar e o armonie perfectă cu bunicii și copiii. Și acasă unde înseamnă acum? Bistrița sau Cluj-Napoca? Pentru mine? Da. Să știți că e o întrebare extrem de... Adică întrebarea este... Răspunsul e greu. Am
cred că 20 de ani de când stau în Cluj. Dar de fiecare dată când mă duc la Bistrița, e singurul loc unde mă simt acasă. Nu știu, e o senzație extrem de ciudată. Toată viața mea am crezut că pot fi încadrat la categoria clujean. Nu, e un sentiment, extrem de ciudat. Toată viața mea o să fiu bistrițean. Și-s mândru și de fiecare dată când mă duc la Bistrița, e o altfel de energie. Sigur, acum adoptat aici la Cluj, cu copiii la Cluj, e o altă senzație. Dar în sufletul meu și în străfundul meu rămân tot bistrițean. Povestiți-ne cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră. Aici o zi de miercuri obișnuită, să spunem. Așa, că puteam să vă vorbesc despre weekenduri, dar nu, o zi de miercuri, o zi din oricare, aceste zile din săptămână, începe dimineața la 10 km de Cluj, undeva la marginea pădurii, pentru că locuiesc într-o zonă superbă, cu multă pădure, cu multă liniște. Drumul spre serviciu este extraordinar. 15 minute să nu le prinzi în traficul de Cluj și să mergi printr-o pădure, prin pădurea Făgetului, e cel mai minunat mod de a te relaxa de dimineață. Ascultați muzică când conduceți? Nu. Stau foarte liniștit la volan, nici nu-mi place, nu vorbesc la telefon. Efectiv, mă concentrez la drum. Până la urmă, ca să conduci o instituție așa de mare, trebuie să fii și un bun șofer. N-am avut niciodată niciun fel de incident în trafic. Dimineața, după cafeluța de dimineață, pentru că fără ea, după 16 ani în care m-am lăsat de țigară, e cel mai important lucru, cafeaua și apa de dimineață, după care începe tumultul vieții de funcționar. Încep mapele, încep colegii care vin cu tot felul de probleme la nivelul județului, încep toți șefii de centre din județ care te sună pentru orice fel de problemă, încep comisiile obligatorii. E o zi, până la urmă, obișnuită, pentru că după 20 de ani, făcând același lucru zi de zi, chiar nu mai ții, nu, deci nu ți se pare că ar fi ceva, o povară greu care să nu poți suporta, să nu duci. Sunt alte lucruri care nu le suport. Cum ar fi? Știți, noi suntem o instituție extrem de cuminte. Chiar dacă suntem mari și cu... Așa, ne vedem de treaba noastră, muncim și suntem toți concentrați pe activitatea de sprijin a copiilor și a bătrânilor. Ei, sunt de multe ori piedici din exterior, acelor care teoretic ar trebui să te îndrume, să te ajute și care în ultimii ani ne-au pus piedici cât pentru a ne rupe nu doar gleznele, ci încheieturi și toate membrele. Și cred gâturi. Că majoritatea clujenilor care citesc presa cam știu despre ce e vorba, da. Dar nu vom intra în subiect. Vreau doar să vă întreb cum gestionați situațiile respective, criticile, ceea ce se scrie despre dumneavoastră. Păi, lucrurile încep, din punctul meu de vedere, să se simplifice foarte tare. Există la nivelul opiniei publice această balanță de cântărire între ceea ce se spune și ceea ce tu faci și lumea vede. Am niciun fel de problemă. În general, în ultimii ani n-am avut o parte critică. Am făcut treaba, am muncit. Noi suntem de cealaltă parte, în care, cum să zic, într-un fel sau altul, cineva acolo sus ne iubește și ne apără. Nu știu, iar e acea doză de noroc de care vorbesc, dar nu suntem noi cei mai răi sau cei mai urâți sau cei mai... Nu, probabil și până la urmă, în anii care vor veni, se va alege neghina de celelalte. De greu, se spune. Da, cum se spune în popor. Și nu mi-ați spus cum se termină ziua dumneavoastră de miercuri, cam la ce oră încheiați serviciul? Undeva la orele 16-17, la plecarea spre casă, toată lumea răsuflă ușurată. Ați văzut, noi toți când plecăm de la serviciu, să pleacă în valuri, la ora 4 zice lumea, gata, am terminat. E, începe partea distractivă. Partea cu copiii, în care ei vin odihniți și încep să trag, hai să facem, să mergem pe bicicletă, pe dealuri, o mișcare, un fotbal, după care ajunge acasă, munca cu... încep să hrănești animalele, fiind crescători de câini cu 3 câini, nu există zi în care câinii să nu mănânce și să nu bea apă și partea de alergare. Și după aia, lucrurile de curățat, într-o curte ai de tăia lemne, de aranjat, de băgat pe foc, dacă e iarnă, dacă e vară, ai noroc că e soare și face apă caldă. Grădina de zarzavaturi. E
primul an în care părinții mei au făcut grădina de zarzavaturi. Nu, n-am fost niciodată un adept al stropitului plantelor și să culeg roșii. Anul ăsta am văzut că e palpitant. Începe să spese dacă plouă afară, am început să mă uit și eu să văd dacă plouă și să ude grădina, dacă nu mă apuc cu furtunul și ud, smuș buruiene, nu-i chiar așa, plantatul florilor. E și activitate relaxantă. Da, și sport, alergare, cât putem să alergăm și să ne dăm pe bicicletă. Gătiți, dacă tot a spus că e premieră, că aveți grădină de zarzavaturi. Da, cum să nu gătesc, fiind tată de doi băieți care vin și stau cu zilele, noi trebuie să gătim după meniu. Pentru că unul, de exemplu, cel mare zice vreau paste, cel mic vreau pizza și ne apucăm, sau vrea la cuptor, sau grătare afară. Și atunci începe o muncă. Spălatul vaselor, sunt unul oriunde mă duc, indiferent cât suntem, dacă suntem mulți prieteni. Și eu sunt cu spălatul vaselor. N-am niciun fel de problemă. Gătesc orice, calc. Am învățat să calc de 2 săptămâni. N-am știut niciodată să calc și acum de 2 săptămâni am învățat să calc. N-am trecut la sectorul cămăși. Mi-e un pic greu, n-am răbdare, dar în schimb tricouri și pantaloni am învățat să calc și nu știu să cos. În rest pot să fac orice, taie cu drujba, cu securea, repar mașini, împing, orice, dar astea nu le cunosc. Și arta gătitului, când ați deprins-o? De acasă, de la nu, mama? Nu. Cât am fost la mama acasă, niciodată nu m-a lăsat să fac nimic. Tot timpul trebuia să te ridici de la masă, spăla altcineva farfuria și în momentul în care am venit la Cluj ca student am învățat. Nu e chiar așa ușor. Am învățat să gătesc în oficiile studențești din cămine, că 4 ani de facultate i-am petrecut în cămin. E un lucru extraordinar pentru toți studenții care vin la Cluj să petreacă 2, 3, 4 ani într-un cămin studențesc. Atât de multe lucruri învață acolo, iar în perioada căsniciei am desăvârșit cu privire la toate. Și e un lucru și mă bucur când văd alți colegi de la muncă care tot așa au de... Așa le spun, sunteți căsătoriți de mulți ani pentru că știți să faceți aia. Da, ne place. Povestiți-ne, dacă tot ați amintit de studenție și de viața în cămin, dacă vă amintiți acum și o experiență frumoasă, interesantă? Da, acum... În anii 96-97... Era o modă de a te caza undeva într-un cămin studențesc pe strada Victor Babe și spunea preventoriu TBC. Pentru că acolo, teoretic, stăteau tinerii care au avut probleme de sănătate. Da, așa era moda atunci. Și într-un an, cred că în ultimul an de facultate, am reușit mai mulți prieteni din Bistrița să ne cazăm acolo. Am zis, domnule, ne cazăm și noi acolo. Și ne-am cazat la acest preventoriu TBC, dar la un dat... Dar câți erau într-o cameră? Erau 4, condiții mult mai da, bine. Condițiile erau lux față de ce avusesem în căminele din HDU. Erau câte 4 în cameră, cu încălzire, cu sobă de teracotă non-stop, cu mâncare. Nu trebuia să plătești mâncarea, curățenie în cameră. Și ne aciuiserăm pe acolo, din Bistrița, din Sălaj, din Alba, mulți, grămadă, toți teoretic cu câteva afecțiuni pulmonare. Cert este că, la un moment dat, după un chef până dimineața, în care, cum se petrecea atunci, prin cămine, cu hidrantul, am scos hidrantul, am udat toți pereții, deci dezastru. A năvălit în cameră directorul spitalului, care era un director de spital, și a zis, pregătiți-vă, băieți, începem o filmare, vine ProTV-ul, care a stabilit, pe baza unui studiu, că TBC-ul se poate reactiva pe urma unor depresii sentimentale. Zice, pregătiți-vă toți, de momentul în care a văzut ce era în cameră, plin de țigări, de aoleo, era distrus săracul doctor și a zis, strângeți toți, rămâneți, pregătiți-vă de filmare. Am rămas, am început repede să strângem sticle, ce era, și ne-am pregătit de filmare de la ProTV, că urmam la știrile de la, nu știu, ora 5. Și eu am apucat să fug din cameră, dar unii dintre colegii mei au rămas. Și nu vă spun ce talmeș-balmeș a ieșit cu toți, cu trebuiau să inventeze povești cu depresii și cu dezamăgiri sentimentale, să se prefacă bolnav, că așa li s-a reactivat. Aia a fost una dintre cele mai interesante experiențe. Și după aia ne-am văzut, îi vedeam pe colegi la știți și ziceam, incredibil. Sunt multe experiențe și studenția îți oferă atât de multe amintiri. Cert este că toți avem un regret pentru faptul că așa de repede trece timpul și etapele astea ale vieții nu le mai poți aduce înapoi. Nici studenția, nici ce înseamnă liceu, nici primii ani de căsnicie.
Dar care perioadă ați retrăit-o, dacă ați putea? Toate. Toate? Toate perioadele. I-aș mai lua o dată de la început, pe exact pe aceeași textură și pe exact pe aceeași direcție. N-aș schimba absolut nimic. Dacă ar fi totuși să schimbați, să alegeți să lucrați o perioadă și la o firmă privată, având în vedere că ați lucrat doar la stat, ați opta? Da, bineînțeles. Am și lucrat în orice domeniu. N-am nicio problemă legată de muncă și pot face orice. Pot lucra orice. Cu siguranță, la un moment dat, după 20 de ani de carieră în administrația publică, cu siguranță voi îmbrățișa altceva. Sunt multe lucruri pe care mi le doresc, dar aș vrea să vă spun ca și curiozitate. În momentul în care m-am angajat aici, așa, am spus, cred că nu erau 5-6 luni pe care să le fi lucrat aici, am spus că într-o zi o să ajung directorul instituției. Colegii, pe ce v-ați bazat când a spus asta? Nu, ce v-ați gândit? Tot pe aceeași doză de noroc de care tot vorbesc. E, același lucru vi-l spun acum. Mi-aș dori altceva mult mai sus. Și acum? Nu știu, o să văd. Să știți că sunt instituții reprezentative la nivel județean unde, în câțiva ani aș putea oricând să fac. Și mi-aș dori să fac mult mai multă treabă decât... Nu știu, și Consiliul Județean. E o chestiune care o văd tot timpul, o pricep, știu și îmi place foarte mult instituția. Și ideea în sine de a conduce un Consiliu Județean. Mă văd și în stare să-l conduc. Am înțeles. Ce calități credeți că vă definesc pe dumneavoastră ca lider, ca președintele unei instituții? Ca director al acestei instituții, prima mea calitate pe care o am este spiritul de echipă și dispoziția la efort. Aici, în această instituție, nu poți face de unul singur nimic și dacă nu ești centrat pe muncă și să ai rezistență la muncă, n-ai făcut nimic. Și mai mult decât atât, rezistența la stres. Am observat un lucru, în orice instituție publică trebuie să fii înzestrat cu această rezistență la stres. Presiunile sunt atât de mari din toate părțile. E, până la urmă o să cântăresc la sfârșitul carierei publice, o să cântăresc dacă rentează balanță să fii sau să nu fii în administrația publică. Da, e un lucru, nu știu dacă aș fi putut face altceva decât fac acum. Nu știu, nu mă văd în altă ipostază. Am 20 de ani făcând același lucru, sunt extrem de mulțumit. Ați avut, sigur nu trebuie să ne dați multe detalii sau un nume, dar ați avut și cazuri care v-au impresionat în mod deosebit, vorbim de copii în special. În cei 20 de ani de muncă, să știți că am văzut foarte multe lucruri. Sunt cazuri fericite, sunt cazuri nefericite, sunt drame pe care le-am văzut de-a lungul timpului. Sunt situații în care am văzut reușite ale unor copii care au ieșit de la noi din centrele noastre. Nu știu, am avut copii care poate au plecat mai repede dintre noi. Să știți că, ca să explic, noi ne confruntăm zilnic cu drama acestor copii. Să știți că nu e extrem de comod și de ușor dimineața, chiar dacă e o zi de miercuri sau oricare altă zi de miercuri, să vină un coleg și să-ți spună că într-un centru s-a mai stins un copil grav bolnav. Și vrei, nu vrei, te încarci cu... Și nu numai eu poate sunt chiar ultimul pion, dar cei care lucrează direct cu copii și am văzut foarte multe situații. Am avut și acum două săptămâni de ce s-a unui copil, culmea, cu domiciliu unde locuiesc eu. Și am luat legătura cu primăria ca să putem să... Sunt lucruri care zi de zi te marchează, dar până la urmă ne obișnim cu ele. Dumneavoastră, da. Cât de des mergeți în centru? Cât de des luați pulsul locului? Eu mă duc chiar foarte des. Și să știți că spre bucuria oamenilor din centre, stau cu ei la povești. Am fost acum două săptămâni pe zona Gherladej și am stat o zi întreagă într-un centru la Câțcău, povestind cu infirmierile, cu bucătărețele, cu muncitorii, până la ora 7 după masă. Pe bancă, exact cum povestesc niște prieteni, cum stau cu dumneavoastră. Incredibilă senzația. Chiar le-am spus șefilor din această instituție în următoarea săptămână la ședință ce mult contează să stai lângă oamenii de acolo, de la firul ierbii. Știți cum se spune, da. Sportiv? Să stai cu ei să povestești, să-i asculți ce probleme au. Până la urmă, atât timp cât crezi că toți cei 1300 sunt pe același nivel cu tine și toți au aceeași menire și trebuie să muncească, e un lucru bun. Când te cocoți acolo sus
și uiță-te, uiți în jos, era o chestiune care îmi plăcea, că niciodată să nu te uiți la un om de sus decât când îl ajut să se ridice. Nu ne putem uita niciodată de sus, indiferent că e muncitor, infirmier, îngrijitoare de curățenie, psiholog, nu. Eu am plecat de jos în această instituție. Deci în această instituție am plecat chiar de la primul eșalon și am parcurs treptele ierarhice în timp, toate, până am ajuns director general. Dar la fel, sunt conștient că pot să o iei pe topogan în jos să ajungi iară ce ai fost. Nu, mă duc foarte des. Îmi place. Eu sunt oricum sunt o persoană extrem de activă, nu stau niciodată în locul lui cunoscut. Mă urc în mașină, mă duc tur, dacă câmpia turzii, huiedii, foarte des. Săptămânal am 2-3 zile de teren. Și când ați intrat în acest domeniu al asistenței sociale? În 98. Da. Cum ați văzut atunci lucrurile? Cum erau și cum sunt acum? Ce schimbări credeți că ați făcut dumneavoastră, efectiv? Da. Acum, mie mi-e foarte ușor să vorbesc, pentru că eu am văzut evoluția acestei instituții din 1998, an de an, pe fiecare segment, am văzut cum vin și pleacă mulți oameni. Un lucru pe care eu cred că l-am făcut bine este că din 2013, de când am ajuns director general, am deschis o poartă de accedere în această instituție pentru un număr mare de tineri veniți din alte județe, care au venit la concursuri și care au avut parte de condiții corecte de concurs și au putut, sigur, Cluj e un oraș extrem de costisitor din punct de vedere material și salariile noastre sunt puțin mai mari decât în celelalte județe, dar au putut să rămână la Cluj și să-și găsească un loc de muncă. Și din acest punct de vedere, noi am selectat în această direcție cei mai buni specialiști de pe toată zona de Nord-Vest. Deci asta e un lucru și cred că sunt peste 500 de tineri care au intrat în instituție în ultimii 5 ani. Și asta e un lucru pe care l-am admirat la mine, pentru că la fel cum și eu în 2001, când am fost numit șef al unei instituții de creșterea copiilor, cineva mi-a dat credit atunci, directorul de atunci, domnul Titu Solteanu, un om extraordinar, directorul general al instituției, primul director. Și mi-a dat credit la 25 de ani să conduc un centru de primire al copilului în regim de urgență cu copiii care aveau 16, 17, 18 ani. Nu știam atunci ce înseamnă să te ocupi de soarta unui copil. Aveam 25 de ani, deci din punctul meu de vedere, acum, dând timpul înapoi, chiar eram tânăr. Și nu neapărat, eram pregătit, dar mai puțin, nu știam. Una este să muncești cu un dosar într-un birou și alta este să intri direct în contact cu într-un centru unde să te ocupi de copil, începând de la partea de mâncare, de educație. Și au fost multe momente, dar cum acel domn director, Titu Solteanu, mi-a dat credit și eu dau foarte mult credit. Astfel încât sunt foarte mulți oameni promovați la nivelul instituției care au vârsta sub 30 de ani. Spuneți-ne ce hobby-uri aveți? Ce vă pasionează cel mai mult? Da, ar părea așa puțin ciudat. Dacă m-ar pune cineva să-mi aleg ceva în viața asta să fac, cea mai mare pasiune a mea a fost fotbalul, știința fotbalului și a sportului. Și de când eram mic mi-a plăcut chestiunea de comentator sportiv. Care e echipa favorită? Fără îndoială, fiind de aici, de la Cluj, Universitatea Cluj, de mulți ani. N-am putut ține niciodată, ca și un paradox, niciodată n-am putut ține cu Gloria Bistrița. Deși eram bistrițean, tot timpul țineam cu Cluj. Tatăl meu fusese elev la școală în Turda în anii 60 și el îmi insuflase în anii copilăriei, de la 6 ani sunt microbiș, ascultam emisiunile Fotbal Minut cu Minut și el îmi insuflase dragostea pentru Universitatea Cluj, având un fanion mic din anii 65-66, de când el a devenit suporter lui Cluj, fiind elev la Turda, îi aducea la meciuri. Un lucru extraordinar, era o tribună a copiilor, atunci pe Ion Moina, unde copiii aveau acces gratuit, lucru pe care eu, fiind vecin cu o mare emblemă a fotbalului național și clujean, Ioan Ovidiu Sabău, îl spun tot timpul, acesta fiind în momentul de față și manager la Universitatea Cluj, îi spun tot timpul că ar trebui readuse aceste obiceiuri vechi de a permite copiilor să vină spre sport, să vină într-o tribună, să vadă un meci de fotbal, un lucru pe care l-am văzut că la Universitatea Cluj se întâmplă. Deci mi-aș fi dorit să fiu comentator sportiv. E un lucru pe care... Ați luptat pentru acel vis sau l-ați lăsat așa să se stingă? L-am abandonat, a rămas la nivel de hobby.
Și acum mă întâlnesc cu mulți prieteni de-a mei care sunt în meserie, în fotbal. În momentul în care ne apucăm de povesti despre fotbal, statistic, le-am spus, ați văzut? Știu mai multă ca statistic. E, de jucat e mai greu. Nu poți să te joci cum jucau alți fotbaliști. Ce înseamnă pentru dumneavoastră o seară relaxantă? În weekend, de exemplu. Trecând peste petrecerea weekendurilor cu copiii, seara relaxantă înseamnă să stau la mine pe terasă, în curte, și dacă se poate și un pahar de vin, un grătar și la o poveste cu unii alții, cu prieteni de-ai mei, sau dat-o cu bicicleta. Deci mersul cu bicicleta pe zona Ciurii la Sălicea, extraordinar. Am descoperit-o de vreo 2 ani, incredibil. Am cules săptămâna trecută soc, n-am făcut acest lucru niciodată. Tot felul de lucruri pe care le descoperi în fiecare zi. Bucurii mici. Da, și crezi că până te întrebi câteodată de ce nu le-ai făcut până atunci. Mă întreb și acum, de ce n-am fost să culeg soc? Când eram copii, exista o anumită tradiție la noi în familie de a culege conuri de brad, de a culege zmeură pentru siropuri, pentru măceșe, ca să toată copilăria noastră eram cu ceaiul de măceșe. N-am fost bolnav niciodată. Deci eu, nu știu dacă mă credeți, nu sunt bolnav. Eu n-am răcit, niciun... gripat? Cred că odată la 5-6 ani. Nu a fost, n-am niciun fel de probleme de sănătate. Și secretul stă în... multă mișcare și alimentație. În siropurile de acasă? Da, încă merge pe siropuri și pe produsele din grădină. Zacuscă, dacă mănânci făcută de mama de acasă, e altceva. Vedem acum toate discuțiile sau tot ce se învârte în jurul alimentației, care toată lumea spune că sunt sursa atâteor boli care apar. Care e preparatul dumneavoastră favorit din bucătăria tradițională? Da, e o întrebare. Mama mea face cea mai bună musaca de cartofi cu carne. Deci vă dau cuvântul meu de onoare, și când eram student și după ce și eram la liceul, așa, eram în stare să mănânc o oală de musaca de cartofi singur. Divulgă rețeta, o putem fura? Da, nu, extrem de simplă. Am încercat și am făcut-o și eu de vreo 2 ori, dar nu mi-a ieșit. Un strat de cartofi, un strat de carne tocată, tot așa până sus, la ultimul etaj se pune un ou bătut și se bagă la cuptor 2-3 ore. Extraordinar. Și din bucătăriile altor popoare, ce vă place? Să știți că nu sunt cunoscător atât de bun al nu știu câtor tipuri de bucătării, dar mănânc orice. Dacă este pizza, mănânc pizza, dacă este tocăniță de cartofi, mănânc tocăniță de cartofi. Am, de exemplu, perioade în an în care 2 săptămâni mănânc numai pâine cu slănină și cu ceapă. E extraordinară. Sau dacă trebuie să fac clătite, clătite fac. Și mănânc clătite, nu am nicio preferință pentru mâncare. Să fie bună și bine pregătită și cu suflet. Când vine vorba de concedii, unde vă place să mergeți? Da, să știți că și la mine concediu a rămas până la urmă o utopie de vreo 3 ani. N-am avut concediu pentru că, tot din aceleași motive, nu primesc când trebuie concediu. Dar iarna, când pot să mă duc, mă duc cu copiii la schi și ăsta e sportul lor preferat iarna. Pe amândoi am învățat și nu vă spun câți ani mi-am petrecut să-i învăț să schieze și ca să coordonezi mișcările și să-i faci să priceapă. Mai strigi, mai ridici tonul, te mai enervezi, dar la sfârșitul zilei deschizi totul în regulă, iar vara nelipsită mare. Și cel mai frumos loc, iarăși, să fiu acuzat de acest patriotism bistrițean, rămâne Colibița. Marea de la Munte, cum o prezintă mulți, dar eu știu în forma sălbatică de acum 20-30 de ani, este un loc extraordinar. Într-adevăr. Deci Colibița este unul dintre cele mai frumoase locuri. Și România are un potențial turistic extraordinar, dar din păcate prost gestionat și prost utilizat. Am fost săptămâna trecută în drumul spre Bistrița, că am fost plecat la părinți și am văzut undeva lângă, între Gherla și Dej, n-am știut niciodată și am trecut pe acolo de nenumărate ori, castelul de la, lângă Salatiu, la mănăstirea castelul contelui Corniș de la Salatiu. Incredibil. Un monument lăsat în paragină de care nimeni nu se ocupă, se degradează pe zi ce trece. Noi n-am înțeles un lucru. Dacă nu profităm de câteva segmente care ar putea, cum să zic, să promoveze și județul și țara, nu o să reușim să facem nimic. Turismul este unul dintre lucrurile pe care cred eu că ar trebui România să le promoveze. Domnule Tămaș,
Conceptul de lux, ce înseamnă pentru dumneavoastră? Să știți că pentru mine personal nu există partea asta de lux. Nu-mi place pentru nici. Pentru fiecare înseamnă altceva. Da, nici nu-mi place de titulatura asta de lux. Adică de multe ori îl asociez și cu nababu. La noi în România, să știți că când vorbim de lux, vorbim automat de niște lucruri palpabile, materiale, care trebuie să se materializeze fie în bani, fie în case, fie în... Ei, în momentul în care vorbești despre, ca elemente esențiale ale funcționării tale ca individ, despre bani, avere, și că îți place luxul, e cu totul și cu totul alte discuții. Nu știu ce înseamnă luxul. Există totuși vreun lucru, vreun obiect la care nu ați putea renunța? Da, dar să știți că fac parte nu din categoria obiectelor de lux, ci culme din categoria lucrurilor simple și vechi. Și casa, în modul ăsta mi-am decorat-o pe interior cu lucruri extrem de simple, am renunțat la împopoțonarea cu multe dulapuri, așa, și am făcut niște polițe simple pe niște, cu niște blaturi de lemn agățate în perete, pe care acolo, din punctul meu de vedere, acolo vine valoarea, pe care am pus foarte multe poze cu copiii și cu familia. Și din foarte multe locuri unde am fost, din deplasări, aduc tot felul. O cană, un magnet, nu știți, este hobby-ul cu magneții pe frigider. Că am văzut la cineva un frigider umplut de magnet și am zis, trebuie să fac și eu așa. N-am făcut numai vreo 3 rânduri, dar mă chinui până jos să-l umplu. Cât timp puteți petrece departe de internet? Nu sunt fan. Deci cei doi copii ai mei sunt mult mai pasionați decât mine de telefoane și de Facebook și de Instagram. Nu. Sunt din acest punct de vedere, sunt un om al vremurilor vechi. V-ați făcut cont de Facebook? Din păcate, da. Băiatul cel mare a zis, trebuie să fii și tu, pentru că dacă nu ești pe Facebook, nu existi. Și culmea, în ultimul timp mă captează, mă uit, pentru că văd oameni pe care nu i-am văzut de mulți ani. E o chestie interesantă, da? Nu trăim viața nici pe Facebook și, din păcate, nici timpul nu ne permite să stăm pe aceste rețele de socializare. Lăsăm asta copiilor noștri care au nevoie de mult mai multă cunoaștere de pe aceste rețele. E o formă de manipulare până la urmă și de multe ori evităm. Ce părere aveți, domnule Tămaș, despre sistemul de adopții din România? De ce unii părinți așteaptă 5 sau 6 ani, chiar mai mult, pentru a putea adopta un suflet? Da, în ultimii, sau eu am prins și anii dinainte de 2000 în care existau acele speculații cu privire la copiii care mergeau în adopție, cu privire la organele care se iau. Niciodată, fiind și aici, nu ne-am ocupat de acest domeniu, decât de 5 ani de când sunt director, nu m-am ocupat de acest domeniu, dar vreau să vă spun că au fost pure speculații. N-am auzit niciodată, nici la nivelul instituției noastre, de cazuri în care să fie luați copiii pentru organe, cum erau acele povești. E într-adevăr greoaie procedura. E o procedură la nivel național. E un timp îndelungat în care o familie așteaptă să intre în legătură cu un copilaș. Dar pe de altă parte, lumea trebuie să ne înțeleagă și pe noi ca specialiști că această perioadă sau această procedură e un pic anevoioasă, dar e o perioadă de evaluare în care nimeni nu-și poate asuma să facă greșeli. Și am văzut în cei 20 de ani familii care au venit și au dus copiii înapoi, copiii adoptați. Nu sunt multe cazuri. Am avut și noi la Cluj situații în care părinții, după ce au adoptat, după un anumit timp, pentru că acești copii nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, i-au adus înapoi. Nu vă pot spune ce dramă trăiește acel copil care, după atâți ani într-o familie, este adus din nou într-un centru. E o procedură la nivel național, procedura adopției. Dumneavoastră adică, ați adoptat, dacă pot să vă întreb, v-ați gândit vreodată să faceți acest pas? Să adopt un copil? Din punctul, mâine sărbătorim chiar ziua adopției, în 31 mai, la Apahida, și vă invităm să vedeți ce înseamnă o zi adopției pregătită de colegii noștri. Mi-e foarte greu să spun dacă aș adopta sau nu un copil. Mi-e greu pentru simplu fapt că, fiind
părinte a băieților mei, fiind părinte de copii, nu m-am gândit niciodată cum e să nu fie. Dar un singur lucru vă pot spune. Nu știu cum ar fi fost viața mea dacă n-aș fi avut copii și cu certitudine că aș fi apelat și la această ultimă soluție de a adopta un copil. Dar avându-i pe cei doi băieți ai mei, nu m-am gândit. Da, cu certitudine aș putea adopta. La fel ca și chestiunea cu adoptă un cățel. Avem o campanie și noi și vrem să adoptăm în centrele noastre câte un cățel. Primul cățel o să vină săptămâna viitoare la Centrul pentru Copii aici, Gavroș, din Curte. Și pentru că mai avem foarte puțin timp, spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră conceptul de fericire. Ce vă face fericit? Da, în general, lumea confundă fericirea cu starea de sănătate fizică și psihică. Și de multe ori noi spunem, dacă nu ne doare nimic, suntem fericiți. Nu, sunt momente în viața de zi cu zi în care poți spune că ești fericit. E, motivele sunt diverse. Dar un ton pozitiv te ajută întotdeauna să urci treptele spre adevărata fericire. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Mulțumesc și eu. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu certitudine. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.